Bună seara, bine v-am găsit, dragii mei, sunt Daniel Dimache și vă invit să urmăriți emisiunea Studio Electoral. Mai avem ceva timp până când vom merge la urne și poate și mai mult timp, până vom merge a doua oară la urne și ne vom afla în sfârșit președintele. Nu aș vrea să spun chestiunea aia că orice am vota iese rău sau iese bine, ziceți dumneavoastră. Vi prezint pe invitații mei, de fapt pe colegii mei cu care discutăm despre ale noastre avataruri politico-electorale prahovene, dâmbovițene românești. Victor Preda și Adrian Rădulescu. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit sau bine v-am găsit, dragii mei. Ne-am reîntâlnit. Și aș vrea să începem emisiunea așa, reeditând conținutul unor stenograme și aș vrea să vă întreb care dintre voi poate fi domnul președinte și care dintre voi poate fi boss conform unei celebre. Cred că, domnul președinte, eu merit această funcție pentru că sunt mult mai în vârstă decât colegul nostru Adi Rădulescu și cum domnul Șova este mult mai tânăr decât domnul Hrebenciuc, Adi merită să capete această denumire boss. Apelativ de boss. Așadar, domnule președinte și boss, cum o scoatem la capăt cu chestiunile astea? Am impresia că încă mai sunt destule, adică din ce în ce mai frumoase, mai suculente, mai surprinzătoare, mai penale, mai... Nu mă bucur că sorții mi-au dat acest apelativ de domnule președinte. Și să te identifici cu un președinte Hrebenciuc, tocmai și-a dat astăzi demisia din Parlament. E adevărat că la vârful PSD mulți au spus, domnule, n-ar trebui să plece din partid, s-a pus la dispoziția justiției și avem încredere că își va dovedi nevinovăția. Da, oricum a pierdut foarte mult în această luptă, în această bătălie. Faptul că și-a dat demisia din Parlament înseamnă că poate chiar este la dispoziția organelor de anchetă care pot iniția orice fel de acțiune împotriva dumnealui. Mergând, știu eu, până la cele mai drastice, cum ar fi arestare, nu știu. Adrian, ce ai putea spune despre celălalt personaj pe care l-am identificat în stenogramă asta, boss, adevăratul boss, și anume Dan Șova? Acum, să spun despre Șova, să spun despre amândoi, eu privesc lucrurile global și mă tem că globalul ăsta trebuie mult extins. Adică în zona aia cam așa se vorbește. Cred că așa este și am văzut cu toții că sunt și alte personaje la care se face referire. Liviu. Deci... Liviu cel pe care nu-l vrea nimeni. Și la Traian. Liviu cel pe care nu-l vrea nimeni. Există o referire și la Traian, dacă nu mă înșel. Există și la Traian. La Decebal a fost o discuție transpartinică, să spunem așa. E, la Traian tot în... Dar cum o fi cu treaba asta? Pe Liviu nu-l vrea nimeni. E negativ. Și explică, zicea, domne, e negativ. Și știți cum e în viață? Dacă nu-l vrea nimeni, el o să iasă. Adică, în virtutea unui principiu al lui Murphy, cred. Da, dincolo de dincolo de umorul acestei discuții și de surprinderea pe care avem noi cetățenii de rând când vedem cum discută mari oameni politici, să le spunem, habar n-am cum am putea să-i denumim pe acești domni. Dar mă gândeam că au altfel de discuții. Mari politruci. Da. Eu am citit mai demult că există o mare diferență între oamenii politici și politicieni. Că oamenii politici sunt, știu eu, Maniu, Brătianu și politicieni sunt restul. Nu știu dacă după 90 am avut vreun om politic, politicienii am avut, slavă Domnului, s-au făcut politicieni în țara asta. Dar revenind la discuție, dincolo de umorul involuntar, nu știu, pe mine m-a șocat faptul cum se discută o lege. Acum, sigur, domnul Hrebenciuc poate să-i învăce. Domnule, eu făceam lobby pentru o lege care nu e în interesul poporului român și al nației. Bine, uite, în raționamentul tău îți propun să plecăm de la o anumită chestiune. Și anume, domnule, poți să condamni niște oameni după o convorbire telefonică? Nu, sigur. Unde nu vorbea de terorism, nu dădeau jos turnurile gemene. Am glumit și eu cu Șova, că ați văzut că toată unul făcea lobby, adică domnul Hrebenciuc întotdeauna a adus 100 de parlamentari. Când se scărpina dânsul la NASA, ea ridicau mâna, când se scărpina la bărbie, ea stăteau cu mâna jos. Domnul Hrebenciuc, dacă e băiat deștept și știu că e băiat deștept, poate să-i învăce următorul lucru. Domnule, v-ați uitat la televizor în ziua aia, dar ați văzut cum a ieșit Șova de la DNA, că zicea, nu mi-amintesc nimic, nu știu nimic, era pierdut. Injectat. Cu omul ăsta pot să vorbesc serios, domnule, am glumit și eu cu el.
I-am zis și eu, boss, s-a simțit și el bine, ce vrei, asta e situația. Sigur că nu, m-am luat niță de dușmanul lui, de Liviu. Exact, da, l-a trimis la Oprișan să îi gâtile orgoliu, adică am făcut și noi niște glume, așa glumim noi în interiorul partidului. Mai ales când știm că ne ascultă DNA-ul. Da, mai ales când... Da. Băieția... Eu cred că erau convinși că îi ascultă cineva. Păi nu-i confirmase generalul de la SPP, fostul șef al SPP-ului, Dumitru Iliescu-i confirmase. Și totuși, adică stau și mă întreb până la urmă ce i-a promis. Da, o să te ajut să, că pe Liviu nu-l vrea nimeni, te ajut pe tine. Ceva de genul... Asta e treaba lor, în partidul lor, să facă ce vor. Adică ăla face ce. Problema este că... E cea mai puțin interesantă, să zicem așa. Că Șova i-a promis că se va duce la Cazanciuc, prahovean al nostru, mândria țării, se va duce și îl va convinge să dea vestita aia lege cu amnistia și grațierea. Și acum eu îmi cer scuze față de telespectatori, pentru că spunea domnul Hrebenciuc, suntem beliți. Nu în limbaj tocmai academic. Da, la figurat. La figurat, sigur că da. Suntem beliți. Și a confirmat domnul Șova, care îl știm că e un tip foarte inteligent. Deci, i-a zis, toți! Adică, nu scapă unul. Foarte tare. Până la urmă... Să dea Dumnezeu să se întâmple. Toți, nu chiar toți. Și nu chiar de tot. Da, adică, dacă la nivelul ăsta se întâmplă așa. Mă gândesc cum să face lobby pentru un proiect de hotărâre locală la Ploiești. Nu știu, cum vorbesc consilierii între ei? Boss, am și eu o concesiune de făcut. Gata, domn președinte, dar mă sprijin și pe mine. E jale. Acolo n-am văzut, nu s-a vorbit despre interesul național. E cum ies la televizor, vorbesc despre interesul național, despre popor, despre oameni, despre social, despre... Acolo nu, acolo erau interese. Unul voia să scape de pușcărie și unul voia să ajungă președinte de partid. Și au limbajul ăla de camere de televiziune, adică sobru, politicianist. Nu-i simți cu boss, cu înjurături. Acum, la televizor, sigur. A devenit o modă, dacă stăm să ne gândim de vreo 3, 4, 5 ani, a devenit așa o modă să folosească niște cuvinte mai tari. Da, sigur, când e vorba despre adversari, iar aici puteau, de exemplu, la adresa lui Liviu să folosească niște cuvinte mai tari. Și un argument foarte clar în sprijinul tezei mele este domnul Vanghelie, care a folosit niște cuvinte foarte tari la adresa unor colegi de partid, chiar cu funcții mult mai mari decât ale dumnealui. În plină noapte a zis niște vorbe de roșesc copiii dacă se uită la televizor. Vicepreședinte al partidului la nivel național și să vorbească așa, chiar dacă venea de la restaurant. Mai se duc și alți români la restaurant și se întorc acasă. Și unii dintre ei chiar reușesc să fie civilizați și pe drumul de întoarcere. Știam că multe din lobby-urile astea, între ghilimele, se făceau în separeuri de restaurante. Chestiunea asta cu boss și cu președintele a fost... Poate la, erau restaurante la diferite. Telefon, da, sau la telefon. Da. Erau restaurante diferite. Mă gândeam că îi putea lua și așa direct din eter. Cu niște... Dar să nu uităm de unde echipament. A plecat totul. A plecat de la ancheta DNA-ului referitoare la retrocedarea pădurilor din Moldova cu un prejudiciu de 300 de milioane de euro. Și dacă luăm așa, în ultima, de la începutul acestei campanii electorale, ce subiect a furnizat DNA-ul opiniei publice și adunăm prejudiciile, 300 de milioane, 200 și ceva de milioane, 40, 30 și cu cifre mai mici față de 300, sigur, eu cred că ajungem la 1 miliard de euro fără probleme. Și mi-aduceam aminte, vorbeam și cu colegul Adrian Rădulescu, mi-aduc aminte, erau știrile alea, săptămâna aceasta va sosi o tranșă de bani de la FMI în valoare de 1 miliard 500 de milioane de euro. Bani fără de care țara ar fi intrat în colaps. Păi cum, niște băieți au furat 1 miliard așa. Am aflat într-o jumătate de lună că au furat 1 miliard. Și noi așteptam, deci, cred că suma furăciunilor este mult mai mare decât 10-20 de tranșe femei. Nu prea e bine. Păi și acum ne explicăm de ce suntem aici, unde suntem. De ce suntem în groapa asta de potențial, în gaura asta economică. De ce avem taxă pe stâlp și așa mai departe. Și suprataxă pe carburant. Și a venit și taxa hotelieră care s-a mărit cu 20%. Dacă am înțeles eu bine, am prins astăzi așa un... titlu, taxa hotelieră. Deci, dacă ne vom petrece concediile aici în frumoasa și pitorească a noastră țară și atât de primitoare și de ospitalieră, vom plăti ceva mai mult decât anul trecut. Eu zic să ne grăbim, că s-ar putea să nu mai avem păduri, ape, munți, văi și orice altceva. Dacă nu vom avea ape, vom face lacuri cu ceanură. Care e problema? Roșii. Tot vom avea ce...
vizita, nu? Facem un lac cu cianură și nu-i problemă. Mai e greu cu notul acolo. Scăldatul interzis. Acolo chiar trebuie să ținem cont. Apropo de păduri, în zona Vatra Dornei chiar sunt niște peisaje jalnice de ani de zile. De frișate, așa. Vor fi unele dintre pădurile de care vorbește acum DNA-ul, nu știu cu exactitate, dar am avut ocazia să merg cu ceva ani în urmă și au rămas dealuri întregi, creste întregi, fără... Deci, sunt practic dealuri cu ceate. Și pe acolo, prin secuime, acolo unde vor ei ținutul autonom, ăla, dacă mai durează mult sau dacă îl fac prea repede autonom, s-ar putea să rămână cu totul și cu totul ras. Dar și în Prahova au fost niște situații de acest gen, cu niște familii care defrișau într-o veselie, n-aveau teamă de poliție, n-aveau teamă de nimic. Mi-aduc aminte pe vremea când Marian Sănuță era ministru de interne, chiar a dotat un post de poliție din zonă, că spuneau, domnule, fug hoții, dar parcă hoții ar fi trebuit să stea pe loc dacă văd un polițist, fug hoții de noi și de aia noi putem să-i prindem. Și le-a dat o mașină de teren, bine, domnule, uite, prinde-i cu mașina asta. Nu știu dacă i-a prins sau nu, dar defrișările au continuat. Deci și la noi în județ situația nu e nici pe departe roză. Norocul nostru, dar în ghilimele, așa că avem familia regală aici care deține da. Porțiuni largi de pădure și alea sunt în siguranță. Deși, nu știu, dar am văzut și de acolo când să mai duc pe la DNA. Da, în vizită, să mai dea câte ceva cu ciocul acolo. Altețe care dau cu subsemnatul la DNA și plus, nu știu dacă putem vorbi despre ceva care e în siguranță în România. Cu adevărat în siguranță. Probabil că în momentul în care se vor termina celelalte păduri, sigur că și pădurea regală, casei regale, va fi o țintă de mare atracție. Revenind la stenograme, eu cred că ceea ce ne arată stenogramele... Da, credeam, boss! Așa, credeam spui, domnule președinte, imediat. Credeam mulți dintre noi. Ne așteptam să se poarte o discuție în maniera asta. Cred că dacă păstrăm limbajul și schimbăm contextul, vom avea cam același univers relevat. Așa că ce am putea spune acum? Că iată, în sfârșit avem o confirmare, să spunem, dincolo de ce ar putea invoca de al de Hrebe și ceilalți. A fost o glumiță, o chestie, nu știu. Părerea mea este că nu va mai spune nimic în perioada următoare, va vorbi doar cu organele de anchetă. Va vorbi în scris. Va vorbi în scris. Da. Dar cred că în sfârșit avem oarece dovadă, să zic, că într-adevăr lucrurile astea se întâmplă la maniera asta, absolut teribilă. Din punctul meu de vedere, e pe aceeași linie cu ordonanța guvernamentală care legiferează rasismul politic pentru o perioadă. Credeți că justiția a ajuns la, sau nu știu, mass media, sau amândouă deodată, au ajuns la stenograma asta pe cale naturală? Sau a venit vreun al treilea boss care păi, i-a vrut căzuți pe cei doi? Avem niște declarații tot făcute în cadrul unei convorbiri telefonice, deci într-o stenogramă, vorbe ale domnului general, și este general, deci putem să-l credem că generalii, na, totuși au onoare, Dumitru Iliescu, care îi spunea domnului Hrebenciuc, domne, vezi că e sub mandat. Și cât e mandatul? 6 luni, dar se poate prelungi foarte ușor. Deci, domn președinte Hrebenciuc știa că este ascultat, da? Asta nu-l deranja și nu-l afecta niciun fel. Slobot la gură ca românul. Asta spune prețul, nu? Cam ce preț spuneau respectivele persoane pe justiție, cât de stăpâni se credeau în țara asta. Pe justiție, absolut. Pe... Da. În același timp, atrag atenția asupra unui fapt. Sunteți mai informați decât mine, dar eu nu știu o persoană de nivel înalt care să fie apărut în presă cu astfel de stenograme și care să nu fi pățit ceva până la urmă. De la Caltaboș până la acțiuni mai recente, cred că toți au cam... Alea cu trădătorii bulgari, cu spionii bulgari. Da, da, da. Cu Sereș. Da, Codruț Sereș. Care este condamnat pentru trădare. Așa e. O știre așa, care a trecut e definitiv, un ministru Sereș al României. E... Da, da, din priponit. Câte știu, da. Nu e priponit, dar din câte... Sau nu e definitiv, nu e mai definitiv, o cale de da. Atac. Dar este condamnat pentru trădare.
O instanță l-a găsit vinovat de trădare, un ministru al României. A trecut și, așa, a spurat de parcă și eu vă întreb, de ce, de ce călcat cu mașina o găină. Țara asta are un, asta e țara cu un trădător, știți că e... Cu un ministru trădător. Era o sintagmă, un coleg de-al nostru de Brazlă. Și un ofițer acoperit. Și țara cu un singur gras, care era Coreea de Nord. Da, da, așa, da, asta, da. Asta e România cu un singur trădător? Cu un singur trădător condamnat. A, cred că eram departe dacă aveam un singur trădător. Era o țară super dezvoltată. Probabil, da. Probabil. Da, iarăși un lucru care putem să revenim, boss, la stenograme. Un lucru care trebuie neapărat, cred eu, comentat și meditat asupra lui. S-a tot vorbit în presă de Marțea Neagră, de vestita lege a grațierii și amnistiei. Și inițiată, dacă ne ducem aminte, de domnul Mădălin Voicu și de domnul Păun, amândoi reprezentanți ai etniei romilor. Și atunci s-a spus... Era mai logic așa. Că ei iau mai mulți votanți, electori acolo. Și atunci domnul Ponta a spus, da, puternic sprijiniți de către PSD în acea perioadă. Și se pare că și de o parte a PNL-ului. Și atunci domnul Ponta spunea, fugiți domnule, eu eram plecat, nu știu în ce țară, fugiți de aici, că nu e nimic serios, că nu se poate, că ați înțeles greșit. Iată că acea lege nu a mai fost discutată, este ținută la sertar. Probabil că vor neapărat o majoritate și mai bună sau să treacă alegerile prezidențiale ca să fie discutată în Parlament și dacă va fi discutată, evident că va trece fără probleme. Dar pentru cei care credeau că domnule, a fost așa un foc de paie, iată că nu a fost nici pe departe, pentru că dacă vicepreședinții ai Partidului Social Democrat, partidul de guvernământ până una alta, discută despre necesitatea unei astfel de legi, este clar că va fi introdusă în Parlament și va fi discutată la un moment dat. Referitor la asta, ne putem ridica un semn de întrebare în ceea ce privește atitudinea domnului Hrebenciuc în contextul demisiei de astăzi. Practic, demisia ce ascunde? Un obraz care, iată, se subțiază odată cu izbucnirea scandalului, nu, a devenit așa mai sensibilos și hai să mă dau mai la o parte că mi-e rușine. S-a altă variantă e, dă-te mă mai la o parte că suntem în campanie și ne cam... N-avem cum să te ajutăm. Așa, și a treia variantă, sau ar putea fi câte un pic din fiecare, mai puțin prima variantă, așa, că... Hai că mă dau acum, mă pun la dispoziție, că după aia o să avem noi grijă. Eu cred că mai degrabă este sugestia moșului, a trecut vremea ta, dispari, că poate îi scăpa mai ieftin. Da. Și că poate o să vină și... Că poate te-o băga în grație. Legea asta pe care o avem în sertar, să o scoatem. Dar deocamdată lasă-ne, că nu mai avem răbdare cu tine. Și apropo de... E vremea noastră. Suntem noi. Vremuri noi, la vremuri noi, suntem doar noi. Da, de data asta. Și cine ar fi spus asta? Ei, cine are interes? Liviu, fie și el unul dintre Liviu ei. Liviu din alții, cred că sunt mulți. Nu, și în tabăra ailaltă sunt mai mulți. Liviu acum că e negativ, e... Tocmai de-aia, nu-l vrea nimeni. Hai să fiu rău până la capăt, băști. Da. Se discută în PSD, dar poate ajunge și la celelalte partide. Neapărat, aici neapărat. Nu avem numai PSD în țara asta și... Avem, da, avem la guvernare. Clienții noștri și în partea înaltă. Cu siguranță. În PSD se discută deja și pornește, n-aș zice o bătălie, da? Mai, să spunem așa, o confruntare despre epoca post-Ponta. Nu, post-Victor. Post-Victor, așa s-a exprimat domnul Șofa. Post-Victor, post-Victor, am înțeles. Excelent. Deci oamenii au deci lucrurile astea sunt clare și mă gândesc că, într-adevăr, urmează o epocă post-Victor. În ambele variante. În orice variantă, exact. Da. Nu că toată lumea e sigură că președinte va fi domnul Ponta, ci că dacă va fi președinte, va părăsi partidul, se va duce în globul ăla de sticlă. Și poate nu fi ca Nea Traian, care din globul ăla n-avea numai un partid, le avea pe toate în buzunar și la rever. Poate Victor Ponta o fi altfel. O să-i trăiască unul singur, dar mare. Dacă pierde, oricum lasă și partidul și zboară, tot epoca post-Victor. Zboară boșii și președinții din PSD. Exact. Mai, și grămada aia de boși și de președinți. Vedeți, sunt, erau baroni. Mai sunt și baroni. Deci boși, sunt președinți, baroni. Cum o vă... Cum s-au așezat la congres? Da. Dar cum la Mazăre cu... Cine fi stat la tribuna Oprișan? La oficială, pe Național Arena, cine fi stat? Boșii, președinții sau baronii? Dar e frumos cu apelativ, adică era frumos să apară și un al treilea. Baroane, dar tu ce părere ai?
Avem din ăștia. Deci, oricum, discutăm despre o epocă post-victoraș. Post-victor. Niciun apropo, colegul. Ce se întâmplă în partea aia? Va fi o epocă post-Iohannis? Dacă în ambele variante? Adică, cine candidează la nivelul ăsta și pune capul pe o ghilotină și se roagă să nu cadă la el cuțitașul? Sunt și mai interesante, pentru că dacă cele două partide vor fuziona până la urmă, ceea ce înțeleg că până la urmă vor face, pentru că băgat actele la tribunal, e foarte... La starea civilă. La starea civilă este foarte posibil... Trebuie să aibă posibil și martor. Să fie pontanașul lor. Și bosul martor. Și ce ar fi să vedem, știu eu, un personaj din PDL, din actualul și fostul PDL, președintele noului PNL. Cum ar fi tare. Dar nu este exclus, nu? Și, nu știu, Plaga. Și peneliștii cu tradiție fugind, nu zic ca și ce animăluțe, care încotro de pe acolo. Păi, hai să luăm câteva personaje. Cine ar putea din PNL să candideze la funcția de președinte al partidului? Nu știu, Ludovic Orban, să spunem, e o figură... Al câtelea? Al 17-lea? Ludovic al 17-lea? Da, și cred că și vreo Regele Soare. 10 candidaturi, dar a avut contracandidați puternici de fiecare dată și de-aia a pierdut. Poate Crin Antonescu. Care se va întoarce și premulți. Aici cred că era și un mare semn de întrebare. Ce face în momentul... Cel puțin eu mă întreb ce face Crin Antonescu în momentul ăsta. Nu l-am văzut deloc implicat în campania lui Iohannis și când a venit la Ploiești, Iohannis a fost întrebat în mod expres și a afirmat convingerea că va fi sprijinit de către Crin Antonescu. Mă întreb dacă până la urmă o să apară într-un fel sau altul și mă întreb ce efect ar avea. Și îmbobocind ca fiind... Ca... Ce efect ar avea? Așa, dacă ar fi benefic pentru Iohannis să mai apară Crin Antonescu sau nu? Eu zic că personajele, bine, acum poate greșesc, personajele reșapate sunt reșapate, adică poate că țara asta ar mai trebui să se uite și în altă parte decât într-o gașcă de boși, președinți, baroni, șmecheri și ce ori mai fi și până partidele alalte, da, peste tot. Adică eu cred că mai există românii, vreo 21 de milioane, dintre care vreo jumătate de milion... Chiar dezirabil, adică poate mai bun decât cei din... Cu siguranță. Cloacă de acolo. De ce nu și treaba asta? Și țara lor e... Parcă avem așa o gloată de politicieni din care mai pleacă rar așa câte unul, vine altul schimbă locurile între ei, dar nu vezi ceva, un suflu. Da, am depășit... Poate din păcate, romantismul anilor 90, când se duceau oamenii în partide. Dom'le, eu mă consider, nu știu, social-democrat, liberal, țărănist. E adevărat, dar cred că... Se duceau la ședințe, erau dezbateri. Până la urmă, cei care trebuiau să ajungă în vârful piramidei au ajuns în vârful piramidei și pe urmă au avut grijă ca nimeni să nu mai poată să acceadă decât cine trebuia. Deci de la entuziasmul anilor 90 am ajuns la scârba, da, anilor 2000. Da, da. 10, și care 2020. Această lehamită cred că va trece mult mai greu decât romantismul anilor 90. Ar fi bun un roman, Marea Lehamite. Da, e un film al lui Daneliuc, mi se pare, Marea Lehamite. Un film românesc din anii 90. Doamne, ce premoniție! Domnilor, da, n-aș vrea să trecem... A fost o știre care mie mi-a plăcut fantastic. Doamna ministru Rovana Plumb. O știm cu toții, e... Nu știu câte le-a mandat de ministru. Am auzit și de Bacovia. Așa, și doamna ministru al mediului, cea care beneficiază de taxa de mediu. Un nume predestinat. Da, Ministerul Mediului, când dacă se duce colegul Adi Rădulescu, boss, se duce în străinătate sau își cumpără o mașină, plătește așa numita taxă de mediu, care ajunge la Ministerul Mediului și este gestionată de către Ministerul Mediului. Ce face Ministerul Mediului? Nu știu. Protejează pădurile. Luptă împotriva poluării. Habar n-am. Bun. Doamna ministru, împotriva deșertificării, se plimbă cu o mașină înmatriculată în Bulgaria. Adică Adi Rădulescu, colegul nostru, musai să-și plătească taxa și să încaseze doamna banii și să facă ce dorește cu ei. Dar dumneai se duce în altă țară și plătește, ministrul al României plătește taxe și impozite și în altă țară. Și s-ar putea nici să nu plătească amenzi pe aici. Da, pe nu știu plătește. Care mai sunt regulile alea până în Uniunea Europeană, dar bănuiesc că scapi.
Da, mie mi se de multe ori le iei și nu le plătești. Ca un ministru al României să se ducă în Bulgaria să plătească taxa de înmatriculare a mașinii acolo. Păi și președintele când s-a operat, nu știu, avea ceva pe la spinare. La Viena. Așa? Ce ne lăuda sistemul de sănătate? Deci România este țara în care ei fac bani și cheltuiesc peste hotare. E corect. Pentru orice cheltuială trec granița. Haideți să luăm o pauză publicitară, că ne apucă filmul ăla lui Daniel Iuca. Ne mai revenim puțin, stimați telespectatori, și venim pentru partea a doua a emisiunii peste câteva minute. Am revenit, dragii mei, la emisiunea noastră, alături de Victor Preda și Adrian Rădulescu, colegii de la VPTV. Domnilor Boș și președinți. Boș, președinți, baronii ne lipsesc la momentul ăsta. Șmecherii geme țara asta și am impresia că și în politică șmecheria asta e... Dar există mai multe tipuri de șmecherie. Eu n-am văzut șmecherul politician care să facă, să apeleze la acele șmecherite tipuri ca să meargă lucrurile mai bine în domeniul lui de activitate, în țară, nu știu. Șmecheria e pentru el, pentru gașca lui, pentru familia lui, pentru prietenii lui, pentru colegii lui de partid, pentru colegii lui de clasă politică. Știm că ăștia își mai votează salarii, alte, alea, la grămadă, așa. Deci, n-am văzut să vină unul, mamă, ce șmecher am fost la reuniunea aia internațională, ce am făcut, i-am făcut pe toți. Noi acolo toți suntem proști care plecăm de aici din România. Suntem papagalii ălora. Suntem șmecheri, dar nu ne interesează. Suntem șmecheri aici la noi, așa. Da, toți șmecheri între noi, numai că ea ne calcă în picioare, se întorc cu spatele la noi. Am vorbit cu Putin. Ce-o fi vorbit cu Putin? Că o fi zis ăla Traiane, pe limba lui acolo, cred că în rusește s-a desfășurat. Traiane, un bobărnac dacă vă dau. Da, nu cred că Băsescu se mândrește acum că a vorbit cu Putin în contextul actual. Cred că... Zice, domne, am avut o întâlnire cu el, i-am zis eu vreo două așa să... Da. Și l-am supărat așa tare că am văzut că vrea să aducă armament nuclear în Crimea. I-am zis până a crăpat de supărare. Da, și tot, eu mai insist că poate o veni și peste noi. Da. Poate aduce și la Constanța. Da, îi fac până la urmă. Da. Îi aduc acolo unde vreau eu. Deci, ce vorbim, domnule, că vorbim de prezidențiale. Vai mama noastră ce a fost, Doamne ajută să... Ne mândrim că ne ducem. A fost la Washington. La o recepție. Da. Băi, dar nu văd acolo șmecher. Ia uite un șmecher de România, domnule. Ce bine dă aici. Nu, cred că zic, uite și papagalul ăla. Bagă blingura de argint în buzunar. Da. Papagalul ăla, uite-te la el. Deci aici e șmecheria noastră. Șmecheria politică. Am vorbit cam mult de putere în prima parte. Vă propun să vedem ce se întâmplă și în bărcuța aia. Făceam o comparație în pauză. Poate revenim și la ea. Dacă nu, nu. Barca asta... acele, Adrian. Cum o vezi? Adică e o corabie zdravănă, descoperă Indiile sau e un jaf, o cotoroagă gata să cadă și ea după primul val mai acătării și prima bătaie de vânt? Păi avem două variante. Să ajungă la putere, da, în postul de președinte, candidatul ACL-ului sau nu. Dacă le va ieși schema, cred că vor sta coagulați așa, va fi de bun augur pentru ei. Grămadă așa. Dacă nu, atunci e și mai interesant să vedem ce se întâmplă. Eu aș zice că lucrurile se vor întâmpla în felul următor. Dacă Klaus Iohannis va ajunge pornesc din capul locului de la ideea că în momentul de față PNL-ul duce o criză de oameni politici reprezentativi. Dacă Antonescu s-a dat la fund, Iohannis e acum aruncat în față. Dacă iese Iohannis președinte, ținând cont că cele două rânduri se strâng și mai tare și vor deveni unul singur, da? Cine va fi președintele PNL-ului? Are PNL-ul în interior o persoană reprezentativă care să domine personalitățile din PDL? Părerea mea că nu. Și cred că Dar te pot întrebi pe puțin. Dacă ai crede în barbotarea politică, acea barbotare care aduce la suprafață niște personaje de alea de mâl, de acolo, de la fund, cu
cum domnul Antonescu, așa cum ai zis tu, s-a dat la vânt, poate e și tot dânsul. Spălat, curat sau curăță cineva mai cred, pe acolo. Nu mai cred. Adică nu cred că se va întâmpla în interiorul acestei formațiuni politice nici măcar ceea ce s-a întâmplat când a ieșit Adrian Năstase din pușcărie. Și anume să fie primit de către foștii săi și cu colegi, flori, le zic că l-au înjurat ei așa, și au făcut poza aia cu câinele. Să fie primit cu oda bucuriei la intrarea în sală și așa mai departe. Deci nu cred că se va întâmpla chestia asta. Deci fie Iohannis va ajunge președinte și atunci hai să vedem cine ia locul în fruntea partidului. Și vrei să spui și că va veni va ajunge un pedelist. Da, eu cred că va fi un pedelist. Dacă Iohannis nu va ajunge președinte, nici nu cred că va fi tras pe linie moartă, pentru că peneliștii vor strânge cu dinții de el și îl vor lăsa să rămână în partid într-o poziție. Vor căuta să, în să, contextul să ăsta, consolideze o poziție, să fie președintele PNL-ului. Bun, iar ca să duc până la capăt raționamentul, cred că figura politică care are cele mai mari șanse să prindă la electorat în perspectiva ceea ce urmează este Predoiu, din punctul meu de vedere. Chiar o figură. Blaga, Blaga e, așa cum îl știm toți, nu prea-ți vine să te lipești așa la el. Poți adică să mai pui și un mai dai mâna, acolo, mai discuți, mai faci ceva, mai nu știu ce, dar nu-l ții prea aproape de tine. Dar nu prea are lipici. Bulldog, mușcă, nu poți. Și cred că Predoiu va fi cel care e și mai tinerel, e și, spun asta și pentru că am întâlnit multe persoane care îl apreciau. Eu lupii tinerii văd altfel, ca venind acoperiți, nu știu, domnul Predoiu cât de descoperit o fi, cât de acoperit. Eu, și eu vin cu un scenariu al dumneavoastră, în fața dumneavoastră și a telespectatorilor. Acest, cum să zicem, general, mareșal al dreptei, care, indiferent dacă Iohannis va câștiga sau nu, deci dacă Iohannis va câștiga, exact situația despre devine Ponta. Devine feldmareșal. Exact, devine feldmareșal în globul lui de sticlă, ăsta chiar nu vorbește prea mult, stă liniștit acolo sau face el ce face, vorbește cu nemții lui acolo și cu alți europeni, cu nemțoacele lui, rămâne locul liber. Și trebuie să vină un mareșal acolo care să conducă cu mână de fier. Ce părere aveți de domnul Traian Băsescu? Îl vedeți ca un lider al dreptei? Că nu știi ce ți-aduce mâine. Un PMP lipit și el acolo într-un colț. Un domnul Traian venit pe la PDL sau pe deasupra, pe dedesub. Cine mai poate să țină mână decât eu? Traian, care m-am născut odată cu Decebal și l-am bătut și așa mai departe. Eu cred că și dacă ar exista acest scenariu în mintea celorlalți, din partea dreptei, există un mare semn de întrebare referitor la acțiunile care vor fi declanșate în contextul pierderii postului de președinte de către formațiunile de dreapta. Deci dacă Victor Ponta va ajunge președinte și ar exista de partea dreptei această intenție, trebuie să se gândească bine, nu cumva să apară o sumedenie de dosare așa în secunda a doua, adică din ianuarie deja să vedem stenograme cu Traian Băsescu despre dosarele despre ar putea apărea și așa mai departe. Da, și din punct de vedere politic, cred că domnul Traian Băsescu ar putea deveni liderul părții drepte din dreapta. Dar el mai este un personaj viu? Da, absolut, asta demonstrează... Adică el va fi dat la o parte, va fi la... Va fi dat la o parte până, până ajunge la partea numită PMP, unde este așteptat cu brațele deschise. Dar în ACL, nu? În Alianța Creștinilor, la PNL și PDL, amândouă partidele au niște mari frustrări legate de persoana domnului Băsescu. Liberalii, să nu uităm, au participat la suspendarea președintelui în modul cel mai activ. Da, cu câțiva ani înainte ei l-au făcut președinte. Și ei. Da, da, foarte adevărat. Dar liberalii au avut două suspendări ale președintelui. Și pe vremea lui Tăriceanu și pe vremea lui... O ungere de președinte egal două suspendări. Da. Iar democrații la trei cornere și-au luat critici și Blaga și Predoiu și-au luat critici. Pe urmă, Iohannis
Să nu uităm, într-una din cele mai recente ieșiri în public ale președintelui Traian Băsescu, la Cotroceni, spunea: eu nu să-l votez nici pe Ponta, nici pe Iohannis. Amândoi sunt și, pe urmă, curgeau niște cuvinte dure. Sunt chestii minore. Dacă nu i-a dat cu vreo 3 dosare în cap, încă pot fi prieteni. Sunt, poate sunt minore la dacă nivelul lor. Dacă nu l-a târât la DNA de 20 de ori, e bine. Dacă un vecin iese pe stradă și spune: eu de mâine nu mai vorbesc cu Victor, pentru că Victor este așa și pe dincolo. Eu de mâine nu mai am ce vorbi cu omul ăla, nu? A spus niște lucruri urâte, neadevărate din punctul meu de vedere despre mine. Politică, deci poate la noi există onoare și există, iar acolo nu. Păi atunci chiar trebuie să stăm cu toți acasă, să bem o bere, facem un grătar și ne uităm că poate e viața satului. Păi nu asta facem. O ediție specială. Nu asta facem în la alegerilor. Din 4 în 4 ani, din 5 în 5 ani. Stăm mă gândesc că va fi Traian Băsescu, facem va grătare sau critic acerb al guvernării Ponta, probabil dacă această guvernare va exista după alegeri, sau guvernării PSD-iste, dar din interiorul PMP nu mai are... Domnul Băsescu ce ar putea să mai spere? Să ajungă președinte, nu mai are voie conform Constituției. Va fi așa ca... Nu cred că va fi nici ca Iliescu să stea acasă și ajunge, să mai scrie cât o carte. Dar poate ajunge un jupân al dreptului. Ca să ajungă un prim-ministru, trebuie să fie sprijinit de Parlament, de niște partide. Nu văd care sunt partidele care l-ar sprijini pe Traian Băsescu. Bun, deci, nici acum și nici... Deci am concluzionat, Traian Băsescu nu... Așa cred eu. Așa nu cred mai eu. Are șanse să... Dar am crezut multe despre Băsescu care s-au dovedit a fi eronate, așa că s-ar putea să mă înșel și de data asta. Da, om trăi și om vedea. Și apropo de Traian Băsescu și de partidul apropiat de PMP, am înțeles că... M-au auzit că... Recent, Elenei Udrea, la televiziunea națională, i-a fost adresată întrebarea dacă este sau nu amanta președintelui Traian Băsescu. Și a răspuns? Nu știu, dar televiziunea națională, o astfel de întrebare, adică nu o întrebăm, nu o lansăm nici noi aici, în studio. Între băieți, ca să zicem așa. Între băieți. Între voi și președinți nu vorbim de lucruri ca astea. La televiziunea națională. E tare treaba. E națională de televiziunea asta, glumă. Acum ar putea să-l întrebe și pe domnul Ponta dacă are vreo amantă. Cred că și acolo a fost o discuție tot de genul. Ea întreabă-l bă pe ăla, dacă ea întreabă-l pe aia, dacă iertată să-mi fie expresia, nu? Nici nu mai contează ce răspunde. Bine, dacă îi dă cu poșeta în cap, poate să conteze. Este uimitor că un partid pe care președintele în funcție al țării îl sprijină cu de fiecare dată când are ocazia, spune acest lucru. Cu structuri de partid, bine, absolut nedezvoltate, nepuse la punct, dar sunt totuși niște structuri de partid, cu parlamentari, nu reușește să treacă de 6-7%. Din spate vine... Și care e partidul ăla? PMP-ul. PMP-ul 5, 6, 7, am văzut în toate sondajele. E o făcătură născută acum. Bine, Macoveni, nu chiar ca PLR-ul. Monica Macoveni singură, venită din aceeași zonă politică, singură, independentă, este cu un procent în spatele Elenei Udrea. Păi atunci, ce rost mai are PMP-ul? Nu, poate e o făcătură sondajul ăla. Am văzut-o pe doamna Macovei într-o întâlnire într-o piață, când două măicuțe, nu măicuțe, greșesc, spun, două cumetere, deci, vai ce slabă ești, doamnă, erai mai grasă la televizor, te votez acum. Adică te lea cam așa să votează pe la noi, până Românica. După grăsime, după slăbire, după... Să ne aducem aminte, au fost alegeri de totuși, președinte de mult. Bucurați-vă că mai bine după grăsime decât după Ciolan. Adică, măcar nu mai avem alea, paga electorală. Rațiu a venit de la Londra și avea papion și să nu-l votăm. Câmpeanu avea ciorap de mătase și, vai, noi cu bumbacul, noi asta alegem. Bumbacul și supraelastic. Mai degrabă, bumbacul e lux. Bumbacul este lux, sigur. Dar mătase e de neimaginat. Mătasea are soția, nu rochea de nuntă. Cum? Pe urmă, ce a fost? Constantinescu avea cioc și vorbea subțire. Vadim era șmecher, și cum să ne ajungă în turul 2 un șmecher, băse tare în gură, nu? Cam așa s-a votat la noi.
vorbeam despre program de guvernare, program de țară, aiurea, habar n-am. Acum dilema e alta, cu Neamțul sau nu? Cu Neamțul sau împotriva Neamțul lui? Sau și Neamțul e cam moale. Da, vorba aia, domne, ăsta nu ne reprezintă, domne, nu ne înflăcărează. Nu ne înflăcărează. Nu e șmecher. Nu e de ajuns de șmecher, domne, Neamțul ăsta. Bine, domnule, luați altă nație. Nu, ne place hotărâți-vă la ceva, nu știu, dacă nu vreți Neamț, luați un turc, poftim. Dar n-am nimic, tot respectul pentru comunitatea asta. Adevărul că și eu mă așteptam, nu neapărat din partea candidatului Klaus Iohannis, dar mă așteptam din partea Alianței Creștin. De partea cealaltă, PSD cu aliații UNEPR și PC nu ratează nicio ocazie pe bune sau făcătură să își atace contracandidații, nu? Ies că ăla n-are copii, că ăla nu știu ce, către ăla... Ies și comentează absolut tot ce se întâmplă. Nimeni numai niște porcării. În partea aialaltă, ăștia dorm liniștiți. Stenograme, copii... Da, din partea PSD-ului. Dar din partea ACL-ului, liniște și pace, floricele pe câmpii, mielușei, fluturași, trăiesc așa o lună de miere între PNL și PD și vedem noi, la alegeri, românii vor vota cu responsabilitate. N-ați auzit de o trădare? Cum e să te faci mic? Dom'le, în cazul în care câștigă ai tăi, oricum, sunt ai tăi, ești mare, nu mai te acuză nimeni de nimic. Dar dacă iau ei la alții? Păi, ce trădare? Te faci mic! Te strângi în tine acolo și ca primar și ca parlamentar. Pui și tu un banner, atâta, restul... Păi ce trădare, cum... Uite, eu cred că discuții... Era doar de un mic politic. Deci discuții cu tabăra adversă au avut toți primarii de opoziție din județul Prahova. Și nu numai, dar eu vorbesc aici, da. Toți primarii. Absolut, absolut. Presiuni, unii s-au și cărat. Așa. Destul de mulți. Bun. Alții nu s-au cărat, dar fac pe ghiocelul. Sunt acoperiți. Sunt unii care, într-adevăr, au avut coloana și raspinării mai țapănă și i-au rămas. Doamne, ce-o fi? Luăm ciomagul ăla-i. Dar eu zic că jumate din opoziție mierlită. Da. E, da, uite, știi ce vreau e să îngenuncheată. Mi-era tot de un meeting politic strâmbă. Când am auzit că vine Iohannis, m-am dus să văd și eu un meeting politic în 2014. Să văd și eu cum se manifestă lumea, cum trăiește lumea o întâlnire din asta electorală. Eram destul de mulți oameni din presă, am socializat și a început cu adevărat meeting-ul. Am văzut două personalități, să le spun, politice locale, mă refer la domnul Roșca și la doamna Anastase, care au avut un discurs foarte dur, foarte acid, la adresa liderilor PSD locali. Adică l-au criticat pe primarul Bădescu. Doamna Anastase a avut un verb la adresa domnului Bădescu ceva de neimaginat, în contextul în care spunea că au relații bune. Nu foarte bune, dar bune. L-au criticat pe Mircea Cosma, președintele Consiliului Județean. Bun, dacă ar fi vorba de... Nu. Acum nu vorbim, asta e o trădare tacită, fiecare la el acolo. Nu e un ordin de sus. Nu cred că poate fi așa ceva. Sau hai să mimăm și noi la meeting-ul ăsta. Că și la un nivel... Noi așteptăm... Un banner în Ploiești ăsta, altul decât cu Victor Ponta sau cu prietenul lui politic, domnul Tăricianu, care a mai fost acceptat în locul loc. După emisiune mergem împreună și ți-arăt altul cu domnul Meleșcanu. Am văzut și domnul Meleșcanu, e adevărat. Și cu William Brânză. Corect. Îi aparține chestia aia din centru acolo. Așa am văzut și cu Iohannis vreo 3 mașini puse în câte o parcare, că numai așa mai are loc Iohannis. Își târă câte o dubiță din aia cu un banner, dar prin care trece așa, e cam subțire. Deci a fost din economie făcut. Pentru că e translucid așa. De jenant să vede pe toate părțile. Deci așteptăm să vedem și noi altceva, nu? Asta ce vă spune? Păi dacă vroiai, umpleai balcoanele cu Iohannis de aia mai mici. Nu? Am văzut că-ți va da, dacă nu vrei, adevărat. Stai liniștit, că nu te bate nimeni după aia, nu-ți dă cu dosarul în cap, nu te fugărește în județul ăsta. Așa, mai îți lasă, știu eu, ce-o zvârtă bugetară. Când zic ție, mă refer la acea grupare acolo, nu te desfințează. La? Băieții deștepți care sunt și de partea cealaltă. Să-i vedeți dacă ar fi invers rezultatul, adică să câștige. Bă, ați văzut cum ne-am luptat? În ilegalitate am fost și am drept și... Am pus mașina aia cu Iohannis acolo. Da, tot se ascunde acum, facem campanie door-to-door.
Toți spun, domne, păi campania da, noastră dar nu spun de ce uși e vorba, că da. Ușile lor, adică se ascund acasă la ei și fac de la ușa de la sufragerie la ușa, da, cine interesează pe noi? În alte campanii mă plângeam de faptul că găsesc de fiecare dată cutia poștală plină. Deschideam cutia poștală și venea să... N-ați citit aia, eram pregătit că pusesem o cutie, administratorul a avut genială idee de a pune o cutie de carton în căsuțele poștale. Așa, să avem unde arunca gunoiul pe care îl găsim. Nu, dar făcea și niște bănuți, că putea să duceți maculatura aia și luați pentru... Hârtie igienică, cum se ia de obicei. Da, așa e, că e nevoie, da? Vremurile astea, care să nu zic eu așa, e nevoie de așa ceva. Protejăm pădurile. Deci protejăm pădurile. Le putem fura altfel, dar să nu le mai facem maculatură electorală, e un început și de aici. Domnilor, am epuizat, gata? Dar nu în campania, emisiunea de astăzi. Boss, cam repede, nu? Domnule președinte, boss, așteptăm și baronii. Mulțumesc pentru prezență aici. Și mai mulțumim. Ne mai dăm câte o întâlnire așa, mai venim, stimați telespectatori, dacă ne mai suportați, pe politicieni, sigur că îi suportați, dar rămite pe unii care vorbesc despre ei, trebuie să îi suportați și pe aceia din când în când. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară frumoasă, la revedere!